timp ce rudele din partea ginerelui dansează și se distrează în horă, rudele mirese îi fac 13-14 printre mese. Parcă ceva le lipsește, ceva nu e cum ar vrea ei să fie. Și iată că le-a venit inima la loc părinților Biancăi. Un fel de vals al mirilor începe și nu oricum, ci pe muzica lui Cristi de la Craiova, preferatul lor. Din Badalu și Rubiță am primit 100 de euro în deschidere pentru fata lui și mădul ginerele lui. Au dat multe sute de euro la lăutari. Ca să demonstreze că ei, v-am spus, că ei au afecțiune față de Bianca, ce să mai... Dar când ai intrat în viața mea, o mergeam mereu bine. Te-ai rugat mereu la Dumnezeu să fim fericiți. Și astăzi îți spun că te iubesc. Oare ce îi trece prin minte bunicii acum? E emoționată pentru miri sau pur și simplu nu suportă muzica? În continuare nu îi place genul ăsta de petrecere? În continuare regretă asocierea cu ginerele ei? Dansează, nevastă, dansează, că tu vrei numai bine. Astăzi nici lumea, nici banii, nimic nu mai contează. Și e cea mai frumoasă. Și banii încep iar a curge gârlă ca în filme, pentru ca să știe lumea cine e boss de boss. Din Badalu, Șurubice, încă 200 de euro pentru Raluca, pentru copiii lui, pentru toată lumea prezentă de la Șurubice. Pentru nevasta lui se cântă melodia asta. Joacă boierește, joacă doamna mea, pentru doamna lui. Alo! Hai nevasta mea, hai de nevasta mea. La această nuntă nu trebuia să ne distrăm chiar atât de mult noi, că trebuia să se distreze lumea, să fie mulțumită. Nu cred că am exagerat cu nimic, s-au cântat toate genurile de muzică și cred că toată lumea a fost mulțumită. Pentru Raluca, Raluca, la șefa supremă! Pentru Raluca, 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 Raluca! Și de zeură din Magdalena la șefa supremă! Și dea Dumnezeu fericire! Deci au trecut 19 ani, dar vreau să vă spun că nici acum nu accept că fica mea, nu pot să cred că fica mea s-a căsătorit cu un bărbat de Europa. Bunica mea este o fire mai așa, care ei nu-i prea îi plac romi. Nu aș avea motiv să o satisfac pe mama mea, că deci chiar nu are de ce să fie supărată mama mea. Din contră, trebuie să fie mulțumită sufletește că avem posibilitate să ne îngrijim copiii, că suntem la o treaptă cât de cât ridicată și mulțumesc Dumnezeu că nu mă duc să apelez la ea cu nimic. Probabil că bunica are dreptate, probabil. Nu suntem convinși de chestiile astea. Pentru copiii lui din America. Să fie sănătoși și fericiți. Deci ei acum au făcut aceste toate surprize, v-am spus, Biancăi, să demonstreze că sunt foarte înstăriți și că de fapt ei își iubesc copilul. Numai bunica, care a crescut-o 18 ani de zile, le face lor greutăți. Încă 100 de euro din Badalu și Rubiță! Pentru Ginerica și Mireasa! Pentru toată lumea prezentă! Nu am făcut
de obligație, am făcut-o din suflet pentru copilul nostru, pentru că este fiica noastră cea mare și ne-am dorit din tot sufletul să se mărite și să aibă o nuntă frumoasă, să mărite cu fală. Deci să demonstreze la televizor că este parte din familia lor. Dar au fost episoade în care n-au demonstrat. Deci probabil atunci s-a televizat. Deci n-au demonstrat că Bianca e parte din familia lor. Pe lângă faptul că nuntașii care au venit din partea noastră în această seară, și darul făcut de nuntași din partea noastră, o să-i restituim tot noi la rândul nostru, când și ei vor face ceva la rândul lor. Nu am pretenții din partea fiicei mele să meargă la niciunul dintre ei. O să merg eu cu familia mea și cu soțul meu. Cred că și acesta este un dar tot din partea noastră, pentru că noi o să mergem să restituim banii. Și aș dori să fie cât de cât mulțumită și fericită și împăcată sufletește pentru tot ceea ce am făcut astăzi pentru Bianca. Cu toate că ea nu o să fie mulțumită niciodată cu tot ceea ce am făcut pentru ea.